Județul cu cel mai mare efectiv de bovine din țară și în urmă cu 7 ani și acum, cele mai multe dintre unitățile de procesare carne sau lapte și dintre abatoare erau neconforme și numai 2 firme aveau ștampilă ovală, care permite exportul de produse. Tranziția către situația de astăzi, când există cele mai multe abatoare cu ștampilă ovală din țară, 9, 14 astfel de unități de procesare carne și 18 de procesare lapte, sau când sunt 10 de alte fabrici la standarde europene, s-a făcut cu multe sacrificii. În decembrie 2007 s-au închis peste 20 de producători de preparate din carne și peste 20 de unități de lapte pentru a merge pe drumul corect al integrării, își amintește directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Petrea Dulgheru. Acum când vin comisarii europeni la noi, nu le vine să creadă de ce a fost în stare România și Suceava, că n-am făcut noi. Noi ne-am ocupat de implementare. Dar spun că la ei au durat 10 de ani. Și încă ei mai au unități mici care încă nu le-au rezolvat. Deci la noi problema, zic că, deci după 7 ani, sunt foarte bucuros și împreună cu echipa, cu toți colegii, am făcut lucruri extraordinare, deși am trecut prin multe greutăți. Doctorul Dulgheru și-a făcut bilanțul după 7 ani, 2 luni și 26 de zile în fruntea instituției.